Pentru mine și pentru soția mea, pentru fiul nostru, pentru grupul muzical care a cântat laudele Domnului, este o cinste în această seară să fim cu dumneavoastră și să vă slujim în numele Domnului Iisus Hristos. Vrem să-i mulțumim fratelui păstor Moise Ardelean pentru că a fost binevoitor și a acceptat ca în seara aceasta să cântăm laudele Domnului și să predicăm Evanghelia Domnului. Socotim că este de folos pentru noi să ne întâlnim și să ne aducem aminte de Dumnezeu, care ne-a făcut mult bine, și este un moment de meditare, de reconsiderare a valorilor, a priorităților noastre, a scopului vieții noastre. Sunt de câteva zile cu grupurile The Messenger, Selim Harmony și Familia Repede. Acesta cred că este al patrulea serviciu divin sau al cincilea. M-am alăturat și eu lor, acum înspre sfârșitul călătoriei lor misionare. Înainte de mine au fost alți frați predicatori, printre care fratele Moise Ardelean, și a fost o cinste pentru mine să îi însoțesc, să mergem împreună în câteva orașe și să avem oportunitatea să predicăm Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Alături de ei sunt și câțiva lideri organizatori, George Horga, de asemenea Ștefan Tohatan, care este păstorul grupului, și aș vrea să am un cuvânt de apreciere pentru ceea ce ei fac. Vreau să am un cuvânt de apreciere pentru că și-au dedicat câteva săptămâni din viața lor ca să vorbească despre Dumnezeu unor oameni pe care probabil nu-i cunosc. A fost o imensă cheltuială financiară toată călătoria aceasta și pentru mine e o datorie de onoare să mulțumesc Domnului pentru fratele George Ardelean, care a fost susținătorul financiar al acestui turneu. Stimații mei, orice faci în viață costă. Atunci când mănânci breakfast sau mâncare de prânz sau seara, costă câțiva zeci de lei. Călătoria aceasta și toate celelalte lucruri care se fac în împărăția lui Dumnezeu costă. Sunt oameni care postesc, alții care se roagă, alții care donează din banii lor, alții din timpul lor, alții pun la dispoziție abilitățile lor. Vă puteți imagina pentru o clipă că exact în momentul acesta, pe toată suprafața Pământului, sunt sute de mii de oameni, milioane de oameni care chiar acum fac ceva pentru Dumnezeu. Unii se roagă, alții cântă, alții predică, alții postesc, alții duc un ajutor cuiva. Chiar în clipa aceasta, este remarcabil să te gândești în felul acesta și să-ți dai seama că o planetă întreagă este înaintea lui Dumnezeu și fiecare om care a primit ziua aceasta ca pe un dar, un dar nou, care n-a mai fost și nu va mai fi, face ce dorește, ce crede că este bine cu această zi. Pentru că am oportunitatea să mă adresez dumneavoastră în următoarele minute cu Evanghelia Domnului Iisus Hristos, o să fac lucrul acesta cu bucurie și cu responsabilitate, însă permiteți-mi să vă aduc salutări și din partea bisericii de unde noi venim, din partea bisericii Betania. Fratele păstor, alții pastori din biserică, conducerea bisericii, dumneavoastră toți, probabil că aveți rude sau prieteni în biserica Betania. O mare parte dintre membrii bisericii noastre se trag din Arad și de asemenea chiar din biserica Gloria. În această seară, dragii mei, am citit pasajul acesta din Cartea lui Dumnezeu și m-am gândit să încep spunându-vă faptul că fiecare dintre noi suntem urmăriți de trecutul nostru. Unii dintre noi dominați de trecutul nostru. Când eu am fost copil, am fost crescut de bunica mea, fiindcă părinții mei la 6 luni de viață s-au despărțit și fiecare s-a dus în drumul lui și bunica m-a învățat să mă rog. Bunica mea a fost o femeie ortodoxă. În zona de unde eu vin, nu s-a știut despre pocăință până după Revoluție. Și bunica mea m-a învățat să mă rog. Și cred că nu țin minte să mă fi culcat vreodată fără să mă rog, după vârsta de 3, 4, 5 ani. Și rugăciunea mea era simplă. Făceam de 3 ori semnul crucii pe pernă și spuneam în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Asta, la gestul acesta s-a rezumat toată religia mea. Când m-am făcut mai mare, am aflat lucruri noi despre Dumnezeu. Și atunci mi-am dat seama că trebuie să fac o schimbare în viața mea personală, adaptându-mă la noua
informație pe care am primit-o. M-am căsătorit în jurul vârstei de 21 de ani cu Carmen și datorită unei mătușe de-a ei, care a devenit și mătușa mea, ea fiind o femeie credincioasă, membra unei biserici evanghelice, am ajuns într-o seară de duminică să particip la o slujbă ca cea din seara asta. Sala aceea era la fel de aglomerată și după ce au fost multe cântări duhovnicești, s-a ridicat un bărbat care era păstorul bisericii și a predicat Evanghelia. A fost prima mea experiență de genul ăsta și imaginați-vă că am fost ochi și urechi. În seara aceea am aflat foarte multe lucruri noi din Biblie despre care eu nu am știut absolut nimic. Aflând toate lucrurile acestea noi, mi-am dat seama că acum este responsabilitatea mea să le gestionez. Ce o să fac cu ele? O să le primesc în viața mea ca pe niște adevăruri personale? Sau, pur și simplu, o să le păstrez doar în minte, fără să permit acestor informații să-mi afecteze în vreun fel viața personală? Am stat, m-am gândit și am făcut ceea ce am crezut că este bine atunci. De ce fac această introducere? Pentru că urmează să vă spun despre o persoană, tocmai am citit despre ea, o persoană care s-a întâlnit cu Iisus Hristos în mod intenționat, a avut onoarea să aibă un dialog cu El și în final Domnul Iisus Hristos a apreciat-o pe această femeie. Biblia nu-i dă numele, de aceea eu o numesc femeia anonimă, dar paradoxal, femeia aceasta a devenit celebră, așa că predica mea se numește Celebritatea unei anonime. Mântuitorul Iisus Hristos a umblat în toată țara Israel cu aproximativ 2000 de ani în urmă, după ce El s-a întrupat prin Fecioara Maria. Când a avut vârsta de aproximativ 30 de ani și a început misiunea pentru care s-a întrupat pe pământ printre oameni și a început să predice Evanghelia. Mesajul lui a fost simplu: pocăiți-vă căci împărăția lui Dumnezeu este aproape. Asta a spus el și asta spusese înainte de el Ioan Botezătorul, care era un fel de persoană ce îl prezenta și îl introducea pe scena publică a lui Israel. El a mers din sud în nord, din est în vest și la un moment dat a ajuns în partea de sud numită Galileea, județul Galileea. La nord-vest de județul acesta era Tirul și Sidonul, parte din Libia, din Siria, și ajungând acolo, înconjurat de cei 12 ucenici și sute, poate mii de oameni care mergeau după el din curiozitate sau din speranța că vor fi împlinite nevoile lor, la un moment dat în fața lui apare o femeie care părea disperată și merge la Domnul Iisus Hristos și îi cere câteva lucruri. Și în două, trei cuvinte o să vă spun ce s-a întâmplat. Observați că femeia asta vine la el și îi spune: ai milă de mine, fiul lui Dumnezeu, fiul lui David, pentru că eu am o fiică și este demonizată, e muncită de un demon. Și Iisus Hristos tace. Care este mesajul unei tăceri atunci când te duci la un om și îi spui: vrei să mă ajuți, te rog frumos? Și el tace. Ce înțelegem din tăcerea lui? Nu este așa că și tăcerea este un răspuns? Evident. Prin tăcere înțelegem că Domnul i-a spus fără să-i spună: nu ești binevenită. Ucenicii care îl văd pe Domnul tăcând realizează că este un moment dificil, se adresează Domnului și îi spune: hei, fă ceva! Femeia asta țipă, plânge, cere, oamenii se uită la noi. Te rog, fă ceva, pune capăt la situația asta jenantă. Și Mântuitorul se întoarce înspre ei și le spune următorul lucru: eu sunt trimis la o categorie de oameni din care femeia aceasta nu face parte. În concluzie, ea nu se califică. Din nou tăcere. Femeia nu se simte descurajată, are o problemă prea mare ca să plece cu ea nerezolvată. Și Biblia ne spune că ea o ia de la început, merge în fața lui și de data asta îi se închină și îi spune: Doamne, ajută-mi. Și Iisus Hristos îi spune ceva ce o inferiorizează, o umilește, chiar o jignește și îi spune: femeie, nu este normal să iei pâinea de la gura copilului și să o dai la câine, la cățel. Nu-i normal. A comparat-o pe ea cu un cățel și i-a spus: tu nu ești ca un copil din familie, tu ești ca un cățel din familie. Mi se pare remarcabil că femeia asta
nu reacționează la jignirea, la ofensa, la atitudinea aceasta care este inferiorizantă pentru ea. Și ceea ce spune această femeie este de-a dreptul ieșit din comun. Acceptă condiția că este ca un cățel și îi spune lui Iisus Hristos următoarele cuvinte: să nu uiți că și căței mănâncă ceva. E adevărat că nu mănâncă pâinea, pâinea e pentru copii, dar mănâncă și ei firimiturile. Cu alte cuvinte, îmi permiți să iau doar firimituri din ceea ce poți face pentru mine în situația în care mă aflu ca o mamă disperată cu fiica mea demonizată? Modestia ei, înțelegând condiția ei incompatibilă, ea nu era evreică, ea era din părinți siro-fenicieni. Și Iisus Hristos a venit la isăi, a venit la evrei. Femeia a acceptat că nu este evreică și nu se califică. A acceptat că nu poate avea pâinea. Însă în umilința ei, dar și în înțelepciunea ei, a spus: pâine nu merit, dar când firimiturile cad, stăpânul nu le mai adună, le mănâncă căței, găinile sau furnicile. Lasă-mă să fiu ca o furnică, ca o găină sau ca un cățel. Care dintre noi s-ar apleca atât de mult? Ce anume a făcut-o pe ea să se aplece atât de jos și să nu se simtă ofensată? Parcă n-a avut niciun pic de mândrie. Asistând la scena aceasta și auzind dialogul dintre ea și Mântuitorul Iisus Hristos, ne întrebăm: de ce se spune despre Iisus Hristos că a venit să-i mângâie pe oameni, când o femeie care avea nevoie de mângâiere a primit răspunsuri așa de dure, de indiferente din partea lui? Dacă citim doar partea aceasta din Biblie, ne facem o părere greșită despre Iisus Hristos. Și ne mirăm de ce așa de mulți oameni se roagă la El când El este așa de reținut ca să-i ajute. Dacă numai partea aceasta ai citit-o din Biblie, ce ai înțelege? Când eu eram mic, n-am știut decât în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Mai târziu am aflat lucruri noi și mi-am dat seama că am responsabilitatea să fac cu această nouă informație ceea ce trebuie. Dar ce trebuie să faci cu o nouă informație? Pentru că atunci când asculți Evanghelia, trebuie să simți faptul că ești responsabil, ce anume faci cu ce ai aflat. Noi oamenii suntem influențabili. De câte ori n-am avut ceva de gând să fac și împărtășim cu soția, ea m-a convins că nu-i bine să fac ceea ce fac și de cele mai multe ori a avut dreptate. De multe ori, în biserică, anumite persoane mi-au spus un alt punct de vedere și mi-am dat seama că aveau dreptate. Noi oamenii suntem ființe influențabile. Vrem să începem o afacere, stăm de vorbă cu cineva față de care avem respect în domeniul respectiv și el ne spune experiența lui și dintr-o dată ne desumflăm și ne pierdem pasiunea pentru proiectul ăsta și dintr-o dată ne schimbăm gândul. Noi suntem ființe influențabile. Așa suntem și în fața lui Dumnezeu. Ori de câte ori ne întâlnim cu Biblia, citită de noi sau ascultată de noi și predicată de alții, noi ne trezim cu responsabilitatea de a gestiona această nouă informație. Nu avem decât două alternative: să primim informația aceasta în mod personal și să facem din acest adevăr universal un adevăr personal, sau să respingem acest adevăr universal, justificând în mintea noastră într-un fel decizia de a-l respinge. Care ar fi posibile justificări? Încă nu-s pregătit, poate că Biblia nu e adevărată, nu vreau să mă gândesc la posibilitatea schimbării unei credințe, pocăinții nu știu altceva decât să... Și oamenii pot gândi în multe feluri atunci când ascultă Evanghelia. Când eu am ascultat Evanghelia, vă spuneam mai devreme, pentru prima oară, m-am trezit cu această povară pe umerii mei. Am primit o grămadă de informații despre Biblie. Predicatorul acela, în 45 de minute, a prezentat esența Evangheliei, de care eu nu am auzit în viața mea. Pur și simplu mi-a încurcat toate planurile. Mă simțeam relativ bine în fața lui Dumnezeu, dar omul acesta mi-a spus că eu am probleme cu Dumnezeu, în sensul că eu sunt în conflict cu Dumnezeu, pentru că eu am călcat regulile lui Dumnezeu. Și dacă calci regulile de circulație, ești pedepsit, ești amendat. Cum să nu fii amendat când calci legile universale ale celui care te-a creat, care te-a făcut?
Și dintr-o dată liniștea mea a plecat de la mine și mi-am dat seama că am o problemă pe care trebuie să o rezolv. Cum? Și predicatorul a continuat să vorbească și a spus că Iisus Hristos cu 2000 de ani în urmă a venit special în lumea noastră pentru oameni ca mine, ca să le rezolve problema asumându-și El vinovăția acestor oameni. Și Iisus Hristos și-a asumat vinovăția tuturor oamenilor care sunt vinovați în fața lui Dumnezeu, Creatorul, Directorul Cosmic, Făcătorul oamenilor. Iar Dumnezeu i-a imputat lui Iisus Hristos vinovăția pe care El și-a asumat-o în dreptul oricărui muritor. Până la urmă, predicatorul mi-a spus, tu ești un om vinovat în fața lui Dumnezeu, dar Iisus Hristos a venit să ia vinovăția, să și-o asume și să plătească datoria în locul tău. Acum gândește-te, vrei în mod personal să-L primești pe Iisus Hristos în inima ta și împreună cu harul de a fi iertat, mântuit de Dumnezeu? Sau o să-i spui lui Iisus Hristos, eu nu am nevoie ca tu să mă ajuți, sunt în stare să-mi rezolv singur problema în fața lui Dumnezeu? Și predicatorul a spus, e cineva aici care vrea să se gândească la asta? M-am simțit împins să grăbesc procesul deciziei mele. N-a fost ușor să iau o decizie în câteva clipe. Și în momentul acela m-am gândit să fac ceva anume cu viața mea. În seara asta, aș vrea să ne uităm un pic în pasajul pe care l-am citit și să vedem de ce Domnul tace când oamenii se roagă. Chiar tace Dumnezeu când se roagă oamenii? Dacă tace, de ce ne mai rugăm? De ce este nevoie să intervină cineva pentru problema noastră și acest cineva parcă e mai bun decât Dumnezeu? Că el tace, insensibil, iar oamenii sunt mai sensibili decât Dumnezeu și mai miloși și intervin la el spunând, hei, nu-ți pasă de omul ăsta? Mie îmi pasă, te rog și eu după cum te-a rugat el, fă-i ceva, că uite ce amărât e. Au ajuns oamenii să fie mai buni decât Dumnezeu? Mai mult de atât, eu insist datorită necazului în care mă aflu și el mă compară cu un cățel. Are el obiceiul de a-i jigni pe oameni, mai ales o amărâtă de mamă care își vede copilul cum sare ca o minge muncită de un drac? Ce fel de Dumnezeu este ăsta care spune că e plin de iubire și de milă, în timp ce mila lui nu-i suficientă ca să se uite și la mine, un om care am ajuns la capul drumului, spunându-i lui, crezând că spunându-i, el se va apleca și cu puterea despre care eu am auzit că o are, va face ceva pentru problema mea. La cine să mergi când ai un copil demonizat? La medic? Medicii nu au niciun medicament pentru psihic, pentru suflet și pentru problemele spirituale. Ei știu să trateze organe, să le opereze, să le taie, să le schimbe. Dacă nu înțelegem pasajul acesta, plecăm cu un gust amar de aici și nu mai avem nicio motivație să-L căutăm pe Iisus din Nazaret, Fiul lui Dumnezeu, când ne împinge necazul. Pentru că oricum El ne tratează tăcând și prin tăcerea Lui ne spune, nu ești binevenit, să nu mai dai pe aici. Altcineva intervine și El dă explicații că nu ne calificăm. Dar de ce nu ne calificăm? Când ați fost în Occident și n-ați știut să vorbiți germana sau engleza, nu e așa că oamenii care v-au văzut v-au dat sentimentul că nu vă calificați? Nu e așa că uneori ne e rușine să spunem că suntem doar români? Ne-ar place să fim elvețieni, suedezi, olandezi, germani, austrieci, dar nu români, nu chiar români. Nu ne calificăm, nu ne calificăm că vorbim românește. Peste tot pe unde te duci, ce limbă vorbești? Românește. Păi românește nu știe nimeni în afară de români. Nu e deloc important să vorbești românește, decât numai dacă te-ai născut aici și n-ai avut încotro. O să pun o întrebare. De ce uneori credința unei mame îndurerate pare să fie tratată cu nepăsare de Dumnezeu? De ce uneori credința unei mame îndurerate pare să fie tratată cu nepăsare de Dumnezeu? Cum s-a manifestat credința acestei mame îndurerate? O mamă îndurerată se luptă pentru eliberarea fiicei ei. Fiica mea este muncită rău de un drac, spune ea Mântuitorului Iisus Hristos. Observați ce face această femeie. Ea îl numește pe Iisus Domnul, în timp ce ucenicii lui îl numesc doar Învățătorul.
El era Domnul, El a venit din cer ca Dumnezeu, ca Domn, ca Mântuitor. El a venit să împrăștie milă, să rezolve problema, să ia El păcatul oamenilor, să plătească El în fața lui Dumnezeu care e ofensat de păcatul omenesc. Și această femeie, deși nu era evreică, nu cunoștea Biblia, nu știa despre Dumnezeu, nu avea legea, nu știa despre patriarhi, nu știa nimic despre istoria evreilor, ea îl numește pe Iisus Domn, în timp ce ucenicii îl numesc doar Rabbi, învățătorule. Ea nimerește mai bine decât ei și ei îl urmau de 3 ani de zile. Interesant. Mai mult de atât, o neevreică cunoaște genealogia Mântuitorului Iisus Hristos și îi spune Mântuitorului, fiul lui David, de unde știa ea că este fiul lui David? David trăise cu 1000 de ani înainte. Mai mult de atât, o păgână îndurerată cere milă în timp ce cărturarii îl acuzau și îl calomniau pe Iisus Hristos spunând că are drac. Și aceștia erau fariseii care țineau cartea în mână și îl acuzau pe Domnul că are drac, în timp ce această străină îi cere milă știind că are milă. De unde a avut femeia aceasta un bagaj de cunoștințe biblice atât de bine puse la punct? Cum s-a manifestat aparenta nepăsarea Mântuitorului Iisus Hristos? Prin tăcere. Tăcerea celui de la care cer milă este suficient să te simți rău venit acolo. Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a tăcut. Probabil că femeia nu s-a simțit reavenită pentru că știa ceva din Psalmul 5. Doamne, auzi-mi glasul dimineața. Dimineața eu îmi îndrept rugăciunea spre Tine și apoi aștept. Mai știți cât a așteptat Avram când s-a rugat pentru un copil? Mai știți cât a așteptat Zaharia și Elisaveta când s-a rugat pentru un copil? Știți dumneavoastră cât am așteptat eu ca Dumnezeu să-mi vindece soția de cancer? Știu eu cât ai așteptat dumneata când ai căzut în necaz și în încercările vieții? Femeia aceasta a știut că Dumnezeu are dreptul să te pună pe hold, să te pună un pic în stand-by, să spună așteaptă-mă un pic. Și în timp ce aștepți un pic trece un an, trec 2, trec 3. Și ce fel de măsurătoare de timp are Dumnezeu dacă îmi spune să aștept puțin și puțin la El înseamnă un an sau 2 sau 3? Femeia aceasta a respectat calitatea lui Dumnezeu de a avea dreptul să hotărască când îi răspunde și și-a spus problema, apoi s-a retras în modestia ei, dar și în încrederea ei că răspunsul vine acum, peste o secundă, peste o oră sau peste 10 ani. Și a așteptat. Chiar așa de educată și de credincioasă a fost femeia aceasta? Nu i-a reproșat lui Dumnezeu că nu se grăbește, că nu înțelege, că nu îi răspunde chiar așa cum vrea ea, cum așteaptă ea? Ea a venit la Dumnezeu cu așteptarea să-i vindece problema, dar nu i-a impus Domnului Iisus când și cum să-i vindece problema sau să-i rezolve problema. I-a dat lui dreptul să aleagă metoda, i-a dat lui dreptul să aleagă momentul. Ce femeie cu bun simț! Parcă îl cunoaște pe Dumnezeu cum lucrează. Credința trebuie să facă ce poate și apoi, când începe să nu mai poată, trebuie să-L aștepte pe Dumnezeu să intervină și să continuă să facă ceea ce numai El mai poate. Atitudinea Mântuitorului față de credința acestei femei plină de amărăciune nu a fost nepăsătoare, ci a fost examinatoare. Hristos s-a comportat așa cu această mamă anonimă, doar ca să îi examineze credința, nu să o neglijeze. El, pentru un puțin, s-a întors în lateral și gestul însemna nu-s pregătit să-ți răspund și prin gestul său a vrut să o pună la încercare și să vadă cum se comportă atunci când îi se întâmplă altceva decât se așteaptă să îi se întâmple. Ori de câte ori îi cer ceva soției mele, îmi place să spună, poftește-te rog, poftește-te rog. Uneori o prind pe stângul și nu-mi spune chiar așa. Cum mă comport atunci? Nu știu dacă de puține ori când s-a întâmplat așa a făcut-o intenționat sau neintenționat, dar Hristos intenționat a tăcut
ca să o vadă pe această femeie, este o oportunistă care cheamă pompierii doar să-i stingă casa și apoi să nu-i mai vadă, sau a venit la el ca la Dumnezeu? Pentru ea Hristos n-a fost doar vindecătorul, că dacă era doar vindecătorul, se supăra pe el atunci când i-a dat de înțeles că nu o vindecă. Pentru ea a fost mai mult decât vindecătorul. Pentru ea a fost Domnul, fiindcă i-a dat dreptul să fie Domn și să hotărască când și cum îi va rezolva problema. Femeia aceasta a avut respect față de Iisus, nu doar o problemă. Hristos a comportat așa să-i examineze credința, să vadă ce e în mintea ei. Iar ce a văzut că e în mintea ei, i-a plăcut. Însă, i-a mai dat încă un test sau două sau trei. Examenele în viață sunt grele, fiecare am trecut prin ele. Mai țineți minte ce emoții? Uneori eram ispitit să copiem. Aș vrea să pun o a doua întrebare. De ce uneori mijlocirea ucenicilor pare să fie tratată selectiv de Dumnezeu? De ce spun selectiv? Cum au mijlocit ucenicii și de ce pentru această mamă anonimă? Ucenicii au fost impresionați de durerea ei. Par mai impresionați decât Iisus Hristos. Oare a fost adevărat sau doar a fost o aparență? Este interesant faptul că Mântuitorul a ascultat mijlocirea bătrânilor lui Israel pentru sutașul, pentru ofițerul care avea un rob bolnav, Luca 7, 4 și 5, dar nu ascultă mijlocirea ucenicilor pentru o mamă care era în criză. Cum? El a ascultat bătrânii lui Israel, care de fapt îl disprețuiau și îl calomniau, și nu-și ascultă proprii ucenici. Ofițerul acela avea bani și avea relații, putea și altfel să-și rezolve problema și nu era copilul lui, era doar un rob al lui. Dar femeia aceasta era o amărâtă. Ea avea mai multă prioritate și mai mult de atât, ea nu avea un rob bolnav, avea un copil bolnav. Noi toți suntem sensibili față de un copil. Dacă la spital ajunge în același timp un adult și un copil cu aceeași problemă, medicii cu siguranță tratează mai întâi copilul. Un copil întotdeauna are prioritate. Hristos, în aparență, are alte reguli. Cum și de ce a fost Mântuitorul selectiv în aparență? A vrut să testeze credința mamei îndurerate. A vrut să testeze credința mamei îndurerate. De unde știu eu că a vrut să-i testeze credința? Pentru că în final, după ce testarea credinței ei s-a dovedit a avea o credință de calitate, Hristos îi spune următoarele cuvinte. Femeie, mare ți este credința. Tot dialogul între mine și tine a avut scopul să-ți verifice credința. Am verificat-o și am găsit faptul că ai o credință mare. Te felicit, femeie! Tot dialogul între Hristos și ea nu a avut rolul să o jignească, nu a avut rolul să întârzie vindecarea copilului, nu a avut rolul să îi spună că era venită și nu se califică. A avut rolul doar să îi încerce credința pe care Hristos vrea să o vadă în viața ei. Mai mult de atât, a vrut să ofere un exemplu tuturor oamenilor al faptului că Dumnezeu se așteaptă de la oameni să se roage insistent pentru problemele lor. Vă mai aduceți aminte cum procedați când erați copii? Acum am nepoți și pur și simplu nu mă lasă în pace până nu le dau ce vor. Sunt în stare să-mi ceară de 1000 de ori același lucru până simt că ori plec de acolo și mă duc, ori îi dau că nu mai pot să mai suport. Repetă la infinit aceeași propoziție, parcă este un aparat electronic. Nu se plictisește, nu se enervează cu același ton, cu aceeași voce. Parcă prima oară îmi spune după ce mai mi-a spus de 100 de ori înainte. Are așa multă răbdare și are tot timpul la dispoziție. Domnul Iisus Hristos a lăsat-o pe femeia aceasta să insiste ca să o învețe în viață că uneori trebuie să insiști. Biblia vorbește despre insistența în rugăciune, numită stăruință. Vorbește despre insistența în cuvânt, numită stăruință. Stăruiți în Faptele Apostolilor, unde apare evenimentul cincizecimii, există verbul acesta, ei stăruiau în.
și sunt patru activități sfinte în care stăruiau apostolii. Femeia aceasta a fost învățată că Dumnezeu nu e un servitor al nostru la care mergem cu 10 lei în mână și îi spune: hei, ia vinde-mi că-mi tu copilul. Ea a trebuit să învețe că dintre ei doi, el e Domnul și ea e o femeie care nu merită nimic, iar dacă totuși primește, primește că el este bun. Pentru Dumnezeu, mijlocirea altora nu poate înlocui credința personală. Noi avem obiceiul să mergem la popa sau la pastor și să-i spună: roagă-te pentru mine. Atunci când vine cineva la dumneata și îți cere să te rogi pentru el, întreabă-l: tu cât timp te-ai rugat pentru problema asta până acum? Și dacă spune deloc, probabil că n-ar fi rău să-l inviți să vină mâine și mâine să spună că m-am rugat de când m-ai trimis acasă până acum. Adică pe dumneata nu te interesează de problema dumitale și mi-o pasezi mie? Trebuie să te rogi pentru viața dumitale. Ce-ar fi să vii la mine și să-mi spui: te rog frumos să mănânci astea două cornuri în locul meu și mie o să-mi treacă foamea? Există posibilitatea asta? Nu. Ce-ar fi să vin la dumneata și să-i spui: te rog, dorm două ore pentru mine că sunt frânt de oboseală? Sunt lucruri în viață care trebuie făcute în mod personal. Nimeni nu poate să mănânce în locul dumitale. Nimeni nu poate să bea apă în locul dumitale. Nimeni nu poate să doarmă în locul dumitale. Și mai sunt câteva pe care nu le spun aici. Sunt lucruri personale în existența noastră, iar mântuirea e un lucru absolut personal. Nu poate mama moașă să-și asume angajamentul în fața lui Dumnezeu atunci când faci botezul în apă. Personal trebuie să ți-l asumi. Păi îmi vei spune la o lună jumate: ce să-mi asum? Dar atunci te întreb: de ce consideri un botez la o lună și jumătate? Pentru că această carte pe care Dumnezeu a trimis-o și e singura, spune așa: cine crede și se botează, nu cine se botează și mai târziu peste 20 de ani crede, cine crede și se botează. Botezul acesta e un legământ pe care îl faci în urma credinței, după cum căsătoria este un legământ și îl faci în urma iubirii. Păi noi ne căsătorim sperând că ne vom îndrăgosti de băiat sau fată peste 20 de ani, păi cine riscă să se căsătorească în condițiile astea? Nimeni. Mai întâi te uiți un an, doi, dacă e nevoie 10. Și când ești sigur că e ea sau el, spui: ok, haide să mergem la starea civilă și apoi la biserică. Ești îndrăgostit, ai luat foc și pentru că ai luat foc, acum legământul căsătoriei este așezat pe ceva ce îți garantează că faci bine ce faci. Ei, botezul asemenea căsătoriei este așezat pe credință. Cum să te botezi și să-i promiți lui Dumnezeu una și alta, când de fapt nici nu știi ce-i promiți? Păi cum să spun eu dumitale că eu pot să-ți aduc luna de pe cer, când eu nu pot să o am pentru mine, dar pentru dumneata? Fac așa niște promisiuni irresponsabile? Oamenii lui Dumnezeu, știți de ce facem noi promisiuni imposibil de împlinit față de Dumnezeu? Pentru că nu suntem siguri că El există. Nu suntem siguri că El ne aude. Nu suntem siguri că El își va aduce aminte și peste 1000 de ani de promisiunea care i-am făcut-o și ne va spune următorul lucru: mi-ai promis că... și? Mai țineți minte când am fost noi în necaz și când am început să-i promitem lui Dumnezeu: Doamne, dacă mă ajuți, dacă mă întorc acasă de la spital cu copilul sănătos, îți promit că... Și de cele mai multe ori luăm pocăința ca pe o amendă: Doamne, îți promit că mă revanșez cu pocăință față de Tine. Scumpii mei, pocăința nu e o revanșă, pocăința este o oportunitate. Dar ce e aia pocăință? Imaginați-vă că mă întorc acasă și îl găsesc pe copilul meu făcând ceea ce toată copilăria i-am spus să nu facă, să zicem că a spart geamul la vecin. Și imaginați-vă că el îmi iese în întâmpinare și îmi spune: tati, urmează să spun ceva ce știu că o să te îndurereze, o să te enerveze, dar prefer să-ți spun eu decât să afli tu. Și să știi că ceea ce-ți spun, eu am făcut, nu soră mea, așa cum am încercat de multe ori să te mint. Uite ce s-a întâmplat. Am știut că nu-i voie. Tati, dar am greșit. Știu acum că meriți să mă ciufulești, dar dacă ai vrea să mă ierți, te rog, iartă-mă, tati, îți promit că nu mai fac. Ce vă imaginați că o să fac eu? În condiții normale o să fiu impresionat de faptul, nu numai că a recunoscut, dar a recunoscut fără să-l constrâng, din proprie inițiativă. Asta înseamnă pentru mine că începe să se facă mare la minte. Și uite de geam, mă bucur de copil că crește. Mai mult de atât, el vine și îmi spune: iartă-mă, te rog. Când a spus asta,
și-a asumat vinovăția și a luat rușinea, a promis că nu mai face, de fapt ce rost are să-l mai pedepsesc? Dar știți cum se numește, iartă-mă? Se numește căință. Verbul ăsta a te căi, pocăință, un cuvânt slavon, înseamnă că eu mă duc înaintea lui Dumnezeu, la vârsta la care sunt de 52 de ani și îi spun așa, o să spun ceva ce nu-ți place. Asta spun seara înainte să mă culc. O să spun ceva ce nu-ți place, tată. Ți-am promis că nu mai mint. Astăzi când m-am dus acolo, tu știi, știi tot, dar îți spun. Dar nu soția mea a făcut asta, eu am făcut. Am fost pus într-o situație așa de delicată și aproape că nici n-am avut timp să mă gândesc și am mințit. Știu că merit să fiu pedepsit, că minciuna, curvia, furtul, uciderea, toate sunt la fel, păcate. Treci pe roșu, n-are importanță la ce intersecție, că e mare sau mică, că ești într-un orășel sau în Dita Mai Aradu, când treci pe roșu, tot amenda aia este. Sunt la fel trecerile pe roșu, oriunde e semaforul. Și îi spui lui Dumnezeu, Doamne, îmi pare rău, mi-e rușine de ce am făcut, te rog frumos să mă ierți. Știu că ai dreptul să mă pedepsești, dar dacă ai vrea să mă ierți, te rog, fă lucrul ăsta. Ei, cum eu ca tată apreciez umilința copilului meu, recunoașterea vinovăției și asumarea îndreptării, nu mai fac tată, dacă eu ca un om apreciez căința lui, vreau să vă întreb, Dumnezeu e mai jos decât noi și nu apreciază căința noastră? De aceea căința noastră e rezolvarea problemei. Ca aceeași rezolvare a problemei o folosesc copiii noștri în legătură cu noi. Și acum vă întreb ceva, stimați prieteni, și să-mi îngădui să vă întreb, că mâine nu mai vă văd. Dacă noi apreciem căința copiilor când sunt vinovați în fața noastră ca autoritatea lor, de ce pentru noi e rușinos să ne căim în fața Tatălui nostru din cer când suntem vinovați în fața Lui? De ce nouă ne place copiii noștri să ne spună adevărul și să-și ceară iertare și asta ne satisface? Iar noi suntem așa de mândri și când Dumnezeu ne cere să ne căim, nouă ni se pare că asta e o ofensă și este o umilință să ne căim. Dar pentru copiii noștri nu e o umilință să-și ceară iertare și să spună nu mai fac tată, recunosc că eu am făcut asta, dar nu mai fac? Stimați prieteni, de ce le cerem altora să facă ceea ce noi considerăm că nu-i bine să facem față de cel care e autoritatea noastră? După cum copilul nostru are un tată în persoana mea și a dumitale, noi avem un tată și acesta este Dumnezeu. Ar trebui să ne simțim copiii lui, ar trebui să simțim că este autoritatea noastră și să-i spunem, iartă-mă, tată, te-am supărat și știu că ai dreptul să mă pedepsești. De câte ori ai mințit în viață, dragul meu prieten? Iartă-mă că pun o astfel de întrebare în public, dar știi că întrebarea e retorică, nu trebuie să răspunzi. Are rolul doar să declanșeze un proces de gândire. Îmi vei spune, am mințit odată. Odată? Să accept. Hai să vă dau un exemplu. Dacă eu vin la dumneavoastră musafir sau dumneavoastră la mine musafir și soțiile noastre vor să facă un chec, un ceva, un cozonac, un tort, că de, așa faci când ai musafiri. Și începe să spargă cât un ou, să zicem că îl face din 7, 9, 11, nu mă pricep bine la asta, dar sparge ouă și le sau cu... Și în timp ce învârte pe ouă care sunt puse în bol, în farfurie, realizează că un ou e stricat. Dumneavoastră, ce credeți? Un ou stricat descalifică 11 ouă din care 10 sunt bune? Hă? Da? Cum da? Un ou bate 10 ouă? Păi numai unul stricat. Ok. Dar dacă punem 1000 de ouă bune și numai unul stricat? Adică cum tot așa? Adică 999 de ouă n-au nicio valoare? Dumneavoastră, ce părere aveți? Ați mânca o plăcintă făcută din 1 milion de ouă bune și unul stricat? Adică vreți să-mi spuneți că e suficient un ou stricat să strice plăcinta, să strice tortul, să strice checul? E suficient? Păi apoi lăsați-mă să lucrez pe exemplul ăsta și să vă spun următorul lucru. E suficient în viață să ai un singur păcat și această plăcintă în fața lui Dumnezeu, acest tort în fața lui Dumnezeu, să fie stricat și să nu-l vrea. Dacă eu nu mănânc tort stricat, Dumnezeu mănâncă, nu? Puteți să gândiți un pic așa?
Puteți să fiți un pic obiectivi? Puteți să fiți un pic aspri cu dumneavoastră? Și vreau să mă apropii de încheiere. De ce insistența unei mame în loc de ajutor primește o explicație dură din partea lui Dumnezeu? De ce insistența unei mame în loc de ajutor primește o explicație dură din partea lui Dumnezeu? Observați că ea nu este descurajată de primele două încercări eșuate. Femeia aceasta insistă că are motiv. Dacă reprezenta copilul unei vecini, probabil că nu insista, dar era vorba de inima ei, că ori copilul meu, ori inima mea, tot aia e. Femeia aceasta n-a fost descurajată de două eșecuri. 10 eșecuri să fie avut, insista până se închide. Și după ce se închide, nu nicio problemă, că aștept până se redeschide. Mai mult de atât, observați că ea nu apelează la dreptatea Mântuitorului, apelează la dragostea lui. Ea nu îi spune, a, păi tu nu ai dreptate că eu sunt evreică. Ea știa că nu e evreică. A, tu nu ai dreptate că numai evrei au drept. Păi și noi avem drept, sirofinicienii. Ea știa că numai evrei au drept. Ea n-a apelat la dreptatea lui deloc, a apelat la dragostea lui, dragul meu. Când mergi la Dumnezeu, nu poți apela la dreptatea lui, că dreptatea lui este următoarea, plata, consecința, amenda pentru păcat e moartea. Poftiți? Iadul, poftiți? Atunci când apelăm la Dumnezeu, știind că suntem vinovați, nu la dreptate apelăm, că după dreptate vinovăția merită pedepsită. Există minciună, da. Există furt, da. Există pornografie, da. Există ură, da. Există ipocrizie, da. Există... Lista e lungă. Da, există. Păi după dreptate, poftiți, $100 amendă. La Dumnezeu există o singură amendă, moartea, iadul. Dar atunci există și o altă abordare decât dreptatea, dar care? Grația. Ați auzit de grațiere? Grația, favoarea, nu merit, dar poți să-mi dai fără să merit. Tată, știu că meriți să mă ciufulești, să mă bați, dar ai putea, te rog, să mă ierți de data asta? Că îmi pare rău, crede-mă că îmi pare rău, tată, o să fiu mai atent. Merită o a doua șansă copilul, da. Dar după dreptate ce merita? Pedepsit, evident, că așa i-am promis data trecută. Bă, n-auzi, dacă încă o dată mai faci treaba asta, ascultă-mă, te... Și de ce nu te acum? Dimpotrivă, în loc să te ții de cuvânt, apare dragostea care modifică promisiunea de-al alterii. Iată, dar, cum mila biruiește judecata. Dacă așa stau lucrurile, eu care mă simt vinovat în fața lui Dumnezeu, nu mă voi duce la el să-i spun că n-are dreptate, că eu știu că are. Și voi spune, Doamne, știu că ai dreptate, dar am citit în Biblie că mila biruiește judecata. Te rog, dacă se poate, iartă-mă. Eu nu mai pot intra în trecut, că e încuiat. În ziua de ieri când am păcătuit, nu mai pot intra. Există o ușă metalică, nu pot intra în ieri, nici în alalter, nici acum 10 ani, e încuiat. O singură zi mai am astăzi. Însă apelez, Doamne, la Tine, te rog, vrei să mă ierți? Poți să mă ierți? Am întâlnit mulți oameni care spun, dacă Tu ai ști câte rele am făcut, ai înțelege de ce nu-mi permit să mă duc la Dumnezeu, nu merit, omule, să fiu iertat. Dragul meu, nu meriți. Știu, dar ascultă-mă, Dumnezeu nu-ți dă ce meriți. Har înseamnă să nu-ți dea Dumnezeu ce meriți. Milă înseamnă să-ți dea Dumnezeu ce nu meriți. Har înseamnă să nu-ți dea Dumnezeu ce meriți, adică plata pentru păcatele care le-ai făcut, moartea în iad. Milă înseamnă să-ți dea ce nu meriți. Nu meriți raiul. Totuși, în dragostea lui Dumnezeu, care este mai mare decât capacitatea noastră de a o măsura, Dumnezeu vrea să te ierte. Există în Biblie un verset care pur și simplu mi-a schimbat viața. De aceea vin națiunile pământului la tine,
pentru că tu asculți rugăciunea. În seara asta, înaintea lui Dumnezeu, n-am niciun merit, doar o rugăciune. Iar rugăciunea asta este prezentarea unui eșec. Iar eșecul ăsta este o viață de muritor care a căzut la examenul divinității. Mi-a cerut să fiu ca el. Mi-a cerut să nu mint nici măcar o dată. Mi-a cerut să nu poftesc. Mi-a cerut să nu fiu lacom. Mi-a cerut să nu urăsc. Mi-a cerut dacă cineva îmi dă o palmă să-i spun, poftiți, mai am un obraz. Dar eu n-am putut să fiu așa. Eu mi-am rezolvat într-o manieră umană, nu divină, problemele vieții. Și acum mă simt privit de autoritatea lui Dumnezeu. Și când mă uit la standardele lui scrise în această carte, îmi dau seama că tăcerea lui înseamnă nu te califici. Și singura reacție logică este să mă întorc și eu cum s-a întors el și să plec știind că are dreptate. Însă lângă el, judecătorul Dumnezeu este Iisus Hristos. El nu-i judecător, el este apărător. În palmă există o cicatrice. Cu mult timp în urmă, cu 2000 de ani, în cicatricea aceea a fost un cui care l-a prins pe cruce. Pe crucea unde a fost crucificat, condamnat în locul meu. Dumnezeu nu se compromite dacă mă iartă. Nu-și compromite dreptatea pentru că altcineva a plătit amenda în locul meu. Eu e adevărat că n-am plătit-o. Cu ce puteam să plătesc pentru păcatele care le-am făcut? Imaginați-vă că într-un oraș un om face o crimă. Și judecătorul îi spune, e prima crimă sau ești recidivist? E prima. Oh, dacă e prima, du-te. Ce ați zice de judecătorul ăla? Nu-i așa că este un om corupt? Da. Dumnezeu a fost corupt dacă ne-a lăsat pe noi să plecăm în timp ce eram vinovați. Oh, nu! Pentru că în moarte, în pedeapsă, în suferință pentru păcatele făcute, e adevărat că n-am fost eu. Dar în locul meu era cineva care semăna cu un miel. Și când Ioan s-a uitat la Iisus Hristos, care a venit ca mântuitor pe pământ, a spus, iată mielul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu s-a compromis când pur și simplu a fost subiectiv și părtinitor, iertându-mă în timp ce trebuia să fiu legat și băgat în iad. Dar Hristos a fost legat și pus pe cruce. În palmele lui există dovada că mă iubește. Am fost atât de nedreptățit în viața asta și manipulat și trădat și mințit și inocența mea astăzi a devenit așa de aspră pentru că am fost prea mult mințit ca să mai cred. Dar El are dovada că mă iubește. Pe El îl cred. El este Fiul lui Dumnezeu. El a venit să moară pentru mine. Uneori în viață am cerut un leu, o bucată de pâine, că n-am avut părinți să se îngrijească de nevoile mele. Și de foarte multe ori am fost respins. Cât e un leu? E adevărat că dacă nu-l ai, e mult. Dar în general un leu are aproape oricine. Și a trebuit să plec plângând și să merg la bunica mea care era oarbă și să-i spun că n-a vrut să-mi împrumute. Iar El a venit și având o singură viață ca toți oamenii, viața asta și-a dat-o pentru ca eu să fiu iertat și eliberat de viața mea păcătoasă, de vinovăția mea. Dumneata ești ca mine, un om. Dragii mei, câte păcate credeți că face un om pe zi? 10? Puține? Haideți să presupunem că face 3 păcate, mai generos de atât nu pot fi. 3 păcate. Dacă face doar 3, într-un an câte sunt? 1000.
Dacă omul are 50 de ani ca mine, câte sunt? 50 de mii. Vreți un pic să vă uitați la mine? Dacă în fața judecătorului ar fi adus un om cu 50 de mii de treceri pe roșu la semafor, 50 de mii de furturi din magazin, 50 de mii de tâlhării, vă rog frumos să-mi spuneți lămurit, ce pedeapsă ar trebui pentru omul ăsta? Nu odată, am soi, omule, am greșit, mi-a scăpat. Mi-a scăpat de 50 de ori, de 50 de mii de ori. Te simți în fața lui Dumnezeu cu 50 de mii de probleme? Iar creștinismul, căruia îi aparții în mod nepracticant, crezi că poate să rezolve vreo problemă? Categoric nu. În seara aceasta vreau să închei spunându-vă că această femeie de 3 ori a fost în aparență respinsă de Domnul și a 4-a oară a insistat și a spus: nu-ți cer pâine că nu mă calific, dar dacă firimiturile oricum cad, sunt ale mele. Când Iisus a auzit lucrul ăsta, i-a spus acestei femei ce n-a mai spus la nimeni niciodată: femeie, mare este credința ta, du-te acasă, fiica ta este vindecată acum. De fapt, unde este secretul la schimbarea de opinie? Dintre cele 4 cereri, de 3 ori a prezentat nevoia, a 4-a oară i-a prezentat credința ei. De 3 ori a prezentat nevoia ei. Mă doare! Păi, dragii mei, pe 7 miliarde de oameni îi doare câte ceva. Unuia îi trebuie bani, unuia sănătate, unuia minte, unuia nevastă, unuia mașină, unuia să-i se schimbe acoperișul, fiecare om are câte o problemă. Dumnezeu nu e impresionat de credință, de nevoia dumitale. Este impresionat de credința dumitale. Dumnezeu nu e responsabil cu caritatea în univers să rezolve nevoile oamenilor. Nu, nu, nu! Ceea ce îl face pe Dumnezeu să răspundă este credința. De aceea a căutat credință în inima acestei femei. Dar ea i-a prezentat nevoia. Am nevoie. Și Domnul a tăcut. Păi toți oamenii au nevoie, femeie. A doua oară, am nevoie. Păi toți oamenii au nevoie. A treia oară, am nevoie. Dar toți oamenii au nevoie. A patra oară i-a spus: am credință. Dacă ai credință, du-te acasă, că prin credință copilul tău e vindecat. Când vom veni prin credință și cu credință, atunci ușa se va deschide. Dar până atunci ne va lăsa în împrejurările vieții, examinând și căutând credința, nu nevoia. Lumea noastră e o lume de nevoi. Și dacă cineva ți-ar da o mașină, mâine ai mai avea încă 1000 de nevoi. Și dacă cineva ți le-ar împlini, poi mâine ai mai avea 1 milion de nevoi. Noi, potrivit legii insuficienței permanente, niciodată nu rezolvăm toate nevoile, pentru că viața descoperă nevoi care n-au existat ieri. Aș vrea să vă spun că am încheiat predica și sunt foarte bucuros și onorat că am avut posibilitatea să vă spun aceste lucruri din Cartea lui Dumnezeu. Dar acum, după ce am încheiat predica, vreau să vă mai spun că în orașul de unde eu vin, cu mult timp în urmă a existat un predicator celebru și el a ținut o săptămână de evangelizare. Evangelizare e așa un serviciu divin ca ăsta, în care oamenilor li se spune Evanghelia, de aici evangelizare, de la Evanghelie, Evanghelie veste bună, hei, ești păcătos, dar Dumnezeu te iartă în numele lui Iisus. E o veste extraordinară. Și Moody a predicat luni, marți, miercuri, joi, vineri și sâmbătă, și sâmbătă au fost mulți oameni și el a predicat Evanghelia și în fiecare seară la sfârșit a spus: vrea cineva să fie iertat de Dumnezeu în numele lui Iisus Hristos, vrea cineva să creadă că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, e Domnul care a murit pentru păcatele noastre și prin această credință să fie mântuit, vrea cineva să regrete, să-i pară rău, să spună: am sorry, Doamne, eu-s vinovatul, adică să se căiască de păcate, dacă da, omul ăla e iertat acum de Dumnezeu, vrea cineva să fie iertat, vrea cineva să fie mântuit, dacă da, cine e omul acela, să ieșiți în față, spunea Moody atunci. Și în fiecare seară au ieșit zeci, sute de oameni. Sâmbătă seara a făcut la fel. Și când oamenii au început să se ridice de pe bancă, să vină în față, el a spus: totuși opriți-vă, opriți-vă, luați loc. Nimeni nu știe de ce a făcut asta. E o enigma istoriei. Și a spus: oameni buni,
Știu că vreți să vă predați viața Domnului ca să fiți mântuiți, dar rămâneți acolo. Mâine seara e ultima seară. Rămâneți acolo, promiteți că mâine veniți cu un alt prieten ca și voi și mâine seară, dacă Duhul Sfânt vă cheamă, atunci veniți să avem o recoltă bogată. Și s-a încheiat serviciul divin și au plecat toți acasă. A rămas pe mâine seară. Însă, în noaptea asta, care face legătura între acum și mâine, orașul Chicago a ars aproape în întregime. Și foarte mulți oameni au murit. Moody n-a murit, a rămas să se chinuie. Și cât a mai trăit, a plâns mereu și mereu și mereu, chinuit de următoarea întrebare. Cine va da socoteală de sângele oamenilor care au murit neiertați? Pentru că eu le-am spus nu acum, mâine. Mâine. Ce garanție am eu că mâine Dumnezeu te mai cheamă? Dumneata mai vrei să vii? Mai ești în viață? Niciuna. Ești doar un om ca mine. La noapte poți pune mâinile pe piept. Dragul meu, este o problemă legală la mijloc. În seara aceasta, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, îți arată mâinile străpunse ca o dovadă a faptului că poți fi iertat dacă vrei. Este aici cineva care vrea să fie iertat? Revenind la povestea mea, când vă spuneam că am fost pentru prima oară într-o biserică, în seara aceea, pastorul Trandafir Șandru a întrebat: este aici cineva care se simte în fața lui Dumnezeu vinovat în conștiința lui? Este cineva aici care crede că Evanghelia este adevărată și potrivit acestei Evanghelii pentru orice păcat omul va trebui să plătească murind în fața lui Dumnezeu? Să meargă în locul unde merg oamenii care mor cu păcatele neiertate? Vrea cineva să fie iertat? Dacă da, spunea el, să vin aici în față pentru că vreau să mă rog pentru sufletul lui. Am vrut să țâșnesc de pe scaun, dar mi-a fost rușine. M-am gândit, ce o să zică oamenii ăștia de mine? Eu credeam că numai eu sunt în locul ăla așa. Însă omul parcă a știut și a insistat și a spus: ascultă-mă, nu eu te chem. Te cheamă Dumnezeu, față de care tu ești vinovat, dar Dumnezeu, în loc să te pedepsească, vrea să te ierte, să te mântuiască, vrea să scrie numele în cartea vieții și să te binecuvinteze. El nu-ți reproșează, El te primește ca pe un fiu. Nu-ți fie rușine de oameni, oamenii nu te pot ajuta. Vino la Dumnezeu, că El este Tatăl tău. În seara aceea m-am ridicat de pe bancă, povestea e lungă, dar nu vreau să mai iau decât maxim un minut. M-am ridicat de pe bancă și am venit aici în față. N-am putut să mă abțin, plângeam. Știți de ce plângeam? Nu de frica iadului, neapărat. Plângeam simțindu-mă murdar și vinovat în fața unui Dumnezeu care, în loc să mă pedepsească, a venit să mă ierte. Nu există o pedeapsă mai mare decât să ți se vorbească frumos când meriți să fii certat și să fii premiat atunci când ar trebui să fii pedepsit. Și am îngenunchiat și omul ăla cu un glas de tunet s-a rugat pentru mine. Am avut acolo o experiență pe care nu pot să o spun aici, care mi-a schimbat viața și de 31 de ani niciodată măcar Dumnezeu n-a uitat să se țină de cuvânt și să mă binecuvinteze. În seara aceasta mă tem că aici mai sunt oameni cum am fost eu atunci și ce au de făcut decât să se întoarcă acasă sub pedeapsa vinovăției lor urmăniți de mânia lui Dumnezeu, care acum sau mâine va veni. De aceea aș vrea să vă rog pe toți să vă ridicați în picioare, îngăduiți-mi, vă rog, și aș vrea să întreb: este cineva aici care vrea să primească mântuirea pe care Hristos, murind pe cruce, a realizat-o? Și mai întâi o să mă uit în sală. Sunt aici persoane care vor să fie mântuiți prin credința în Iisus Hristos și prin pocăință față de păcatele din trecut. Dacă da, să ridice o mână înaintea lui Dumnezeu. Mulțumesc frumos! Mulțumesc frumos! Oameni buni, Dumnezeu din cer vă întreabă această întrebare. Este cineva să ridice o mână? Să mă uit la balcon. Este cineva
care vrea să-și predea viața în mâna lui Dumnezeu și să fie mântuit de Iisus Hristos, Mântuitorul Cerului și al Pământului. Dacă da, ridicați o mână. Mulțumesc frumos, mulțumesc frumos, mulțumesc frumos. Holurile acestea sunt ocupate, sunt blocate de oameni care au venit să fie cu noi la închinare și nu vă pot invita să fiți aici în față, dar acolo unde sunteți, oameni buni, nu ați făcut altceva decât să reacționați la chemarea de iertare și de iubire a lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Tată care ești în ceruri, poporul tău s-a ridicat în picioare înaintea ta, uimiți de Evanghelia ta care cheamă oamenii la pocăință. Și în numele Domnului Iisus Hristos vrem să mijlocim înaintea ta și în baza promisiunii pe care ai făcut-o, că tu ierți pe cei care cred și se pocăiesc, ne rugăm, Doamne, iartă păcatele acestor oameni care prin credință, credința că Iisus este Domnul, și prin pocăință, pocăința că sunt vinovați în fața ta, în această seară au ridicat mâna în semn convențional al faptului că vor să fie mântuiți prin Iisus pe care îl primesc în inima lor. În această seară te rugăm, Tată, iartă-i și mântuiește-i. Dă-le viață veșnică în baza sângelui tău care a fost vărsat pe Golgota și binecuvintează-i după îndurarea și puterea slavei tale. Binecuvintează oamenii ăștia să cunoască mai mult despre tine, să crească în credința lor, să se boteze în apă, să facă un legământ cu tine și să se maturizeze în credința lor, devenind partea unei biserici, unde asemenea unei școli, să învețe despre tine. Doamne, te rog, mântuiește-le viața, dar mântuiește-le și membrii familiei unde diseară vor merge acasă. Și binecuvintează-ne pe noi, pe toți, să rămânem în mântuirea ta. Și când te vei întoarce, Domnul vieții, strălucitorule mântuitor, când vei veni pe norii cerului și o trompetă va suna să se audă pe toată suprafața pământului, adu-ți aminte de toți cei care prin credință te-au primit în inima lor și cu pocăință au recunoscut că-s vinovați, dar au cerut grația ta. Ne încredințăm în mâna ta și îți mulțumim că tu ești Dumnezeu. A ta să fie slava și gloria și onoarea prin Domnul Iisus și prin Duhul Sfânt. Și adunarea să spună amin. Lăudați să fie Domnul!